Doi judecători au fost reținuți pentru 72 de ore în urma perchezițiilor demarate de Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție. Unul dintre magistrați este de la Curtea de Apel Chișinău, iar cel de-al doilea de la Judecătoria Chișinău. Procurorii urmează să decidă dacă vor fi înaintate demersuri privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest. Despre aceasta se spune într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție. Amintim, verificările au pornit după ce Consiliul Superior al Magistraturii a dat curs unei solicitări în acest sens a Procuraturii Generale, a procurorului interimar Ion Munteanu. Imagini cu mascații pe coridoarele unei instituții de judecată a postat chiar CNA. Cei patru judecători au fost suspendați din funcție și pot fi urmăriți, reținuți, arestați și supuși percheziționării, după ce acordul în acest sens a fost dat de Consiliul Superior al Magistraturii. Deocamdată nu este clar despre cine este vorba. Se știe că unul dintre judecători este bănuit de corupere pasivă și trafic de influență, alți doi de complicitate la trafic de influență, dar și trafic de influență, iar asupra celui de-al patrulea magistrat planează suspiciuni de corupere activă. Sesizarea Procurorului General, care vizează patru judecători diferiți. Ei reprezintă judecătoria Chișinău și Curtea de Apel Chișinău. Trebuie să spuneți, dosarele sunt legate între ele sau nu? Da, dosarele au legătură între ele. Totodată, Sergiu Caraman a infirmat informația răspândită în presă, potrivit căreia la ședință ar fi participat și președintele Maia Sandu. La ședință au fost prezenți atât procurorul general interimar Ion Munteanu, cât și șefa Procuraturii Anticorupție Veronica Drăgălin. Potrivit CNA, investigațiile penale se efectuează în limitele legislației procesual penale, cu respectarea tuturor drepturilor și libertăților persoanelor urmărite penal, cu asigurarea principiului prezumției nevinovăției, confidențialității urmăritului penale, respectării vieții private și a datelor cu caracter personal. Potrivit legislației, judecătorii din Republica Moldova beneficiază de imunitate funcțională, adică nu pot fi trași la răspundere pentru hotărârile lor, cu excepția cazurilor când este probat că au acționat cu reavoință ori din neglijență gravă.